Anunț șoc făcut de avocatul poporului l-a numai o zi după instalarea noului guvern. Victor Ciorbea a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională legea care nu îi permite lui Liviu Dragnea să fie premier. Mai exact, articolul potrivit căruia persoanele care au fost condamnate penal nu pot ocupa funcția de șef la Palatul Victoria. Reglementarea este în vigoare din 2001. Articolul 2 din legea 90/2001 spune, printre altele, că pot fi membri ai guvernului persoanele care nu au suferit condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate. Astăzi, avocatul poporului, Victor Ciorbea, a trimis la Curtea Constituțională o notificare prin care cere analizarea acestui paragraf, invocând următorul motiv, lipsa de previzibilitate. Scopul esențial este acela de a asigura o legislație normală, firească, între și asigurarea echilibrului între puterile statului. Am zis, domnule, nu mă mai sesizez numai pentru problemele copiilor, bătrânilor și așa mai departe. Ciorbea a mai încercat să-i convingă pe jurnaliști că nu urmărește interesele cuiva. Nu se referă la o singură persoană și nu se referă la 5 persoane, ci în general la toată legislația în materie. Numai că notificarea depusă de Victor Ciorbea la CCR favorizează o singură persoană importantă pe scena politică, pe Liviu Dragnea. După câștigarea alegerilor parlamentare, socialdemocrații nu l-au putut propune pe Dragnea pentru funcția de premier, pentru că în primăvara anului trecut a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare în dosarul referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu. Potrivit judecătorilor, Dragnea a fraudat alegerile de la vremea respectivă. Gestul lui Ciorbea a fost aspru criticat de administrația prezidențială. Președintele României este indignat de acțiunea din această dimineață a avocatului poporului, o acțiune cu un unic beneficiar. În același timp, președintele României este surprins de rapiditatea cu care avocatul poporului dorește să devină util noii majorități politice. Urmează ca judecătorii CCR să decidă când vor dezbate contestația depusă astăzi de Ciorbea. Interesant este faptul că, în urmă cu 15 ani, această lege a fost semnată și susținută de Valer Dorneanu, atunci președinte al Camerei Deputaților, acum președintele Curții Constituționale.